Fără îndoială că cel mai cunoscut Târgu Mureșan din întreaga lume este Boia Ianuș. În orice țară de pe Mapamont se studiază geometria neeuclidiană, denumită și geometria hiperbolică sau geometria Boiei Lobachevski. Matematicianul maghiar Boiei și matematicianul rus Lobachevski au demonstrat simultan, dar fără să știe unul de celălalt, că geometria lui Euclid nu este singura posibilă și că axioma paralelelor este independentă de celelalte axiome. Dar hai să vedem cine a fost Boia Ianuș. S-a născut în 15 decembrie 1802 la Cluj-Napoca, chiar dacă familia sa locuia deja la Târgu Mureș, oraș în care avea să trăiască până la sfârșitul vieții. Tatăl său, Boiai Forcoș, primise aici un post de profesor de matematică la Colegiul Reformat, unde avea să predea peste 5 decenii. Vorbitor a 8 limbi și bun prieten cu matematicianul german Carl Gauss, Boiai Forcoș a avut și el descoperiri matematice în domeniul seriilor, al ariilor poligonale și al teoriei numerelor, fiind cel care a introdus în învățământ calculul integralelor și mecanica rațională. Crescut într-un asemenea mediu erudit, Boiai Ianuș promitea de mic că va fi un geniu. Până la 9 ani a învățat acasă și apoi a fost înscris la Colegiul Reformat, unde preda tatăl său. La 10 ani cunoștea deja lucrările lui Gauss, algebra și geometria lui Euclid. La 16 ani își dă bacalaureatul și devine student la Academia Militară din Viena până în 1823. Aici ajunge un reputat scrimer și se spune că nu a fost învins de niciun adversar. A absolvit ca inginer de geniu cu grad de sublocotenent și a lucrat timp de 3 ani la fortificațiile Timișoarei până în anul 1826. A mai fost transferat la Arad, Oradea sau Seged, ajungând la gradul de capitan, dar în anul 1833 s-a pensionat din cauza problemelor de sănătate. Marea sa descoperire matematică avea să se producă în 1826, anul în care a absolvit Academia Militară. Ea venea ca o continuare a strădanilor tatălui său, care a încercat să demonstreze axioma lui Euclid, potrivit căreia, într-un plan, printr-un punct exterior unei drepte, se poate duce o singură dreaptă care nu o intersectează pe cealaltă. Boiai Ianuș a observat că acest lucru nu poate fi demonstrat, dar că se poate construi o geometrie care neagă această axiomă, pe care a numit-o geometrie hiperbolică. În geometria hiperbolică există cel puțin două drepte care trec prin acel punct și nu se intersectează cu dreapta, astfel încât această axiomă a lui Euclid nu mai este valabilă. Cercetările sale au fost publicate în așa numitul Appendix, în fapt o anexă la lucrarea tatălui său Boiai Forcoș, intitulată Tantem Juventutem Studiosam și apărută în anul 1832. Lucrarea sa are 29 de pagini, dar a revoluționat gândirea și a deschis un nou capitol în matematică, teoria generală a spațiului, fără de care, mult mai târziu, Albert Einstein nu ar fi putut descoperi teoria relativității. În timpul vieții sale, însă, descoperirea sa nu s-a bucurat de succes. Aceea soartă a avut-o și lucrarea sa de 8 pagini intitulată Responsio, care era cu un pas înaintea vremii sale și punea problema rolului geometric al numerelor complexe. Responsio va deveni mai târziu, împreună cu altă lucrare a matematicianului irlandez William Hamilton, piatra de temelie a teoriei numerelor complexe în formă algebrică. În anul 1848, Boiai Ianuș află că matematicianul rus Lobachevski a descoperit aceeași geometrie neeuclidiană ca și el și că lucrarea acestuia fusese publicată în anul 1840, deci cu 8 ani mai târziu decât a sa. Cel care îi dă vestea este marele matematician Carl Gauss, prietenul tatălui său, care a refuzat să recunoască meritele lui Boiai Ianuș. Toate aceste insuccese, dar și numeroasele boli de care suferea, l-au transformat pe Boiai Ianuș într-un om retras și irascibil. Chiar dacă își respecta enorm tatăl și îi aprecia erudiția, avea dese conflicte cu el. Unul dintre cele mai mari scandaluri dintre cei doi a fost în momentul în care Boiai Forcoș a refuzat să-i dea moșia de la Vișoara, motiv pentru care Ianuș nu s-a putut căsători cu iubita lui, Orban Rosalio, din cauza neajunsurilor financiare. Ei vor fi căsătoriți totuși între 1849 și 1852, nu înainte de a avea doi copii împreună, Deneș, născut în 1837, și Omalio, venită pe lume 3 ani mai târziu. Boiai Ianuș a lăsat scris că, în timpul unei alte dispute cu tatăl său, a sfâșiat cu sabia tabloul care îl înfățișa chiar pe el în haine ofițerești. Din păcate, aceasta era și singura imagine cu Boiai Ianuș, astfel că nimeni nu știe cum arăta el în realitate. Imaginea cu el în tinerețe, care apare peste tot, inclusiv în acest film, s-a demonstrat că nu îl înfățișează pe Boiai Ianuș.
ajuns izolat și îngrijit în ultimii ani de viață de o anume Suci Iuliano, Boia Ianuș moare la 27 ianuarie 1860, la 57 de ani. Este condus la groapă de doar 3 oameni și îngropat în cimitirul reformat din Târgu Mureș. Treptat, numele lui ajunge să fie cunoscut, iar în anul 1911, autoritățile locale iau decizia de a-l îngropa alături de tatăl său, Boiai Forcoș. Astăzi, la Biblioteca Teleche din Târgu Mureș sunt păstrate peste 14.000 de file de manuscris ale lui Boiai Ianuș, care relevă preocupările sale pentru matematică, filozofie, filologie și muzică. Într-unul dintre aceste manuscrise, el scria că nimeni nu iubește, nu prețuiește și nu susține poporul român mai mult ca mine, iar ca oameni îi iubesc la fel ca pe maghiari.